Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași în Credință. Este o mare bucurie pentru noi să vă salutăm din nou din însorita Arizona, unde temperaturile trec peste 100 pe scara noastră în America. Ne bucurăm în condiții frumoase, chiar dacă afară ne topim de căldură, să spunem așa, avem condiții optime și frumoase ca să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Vă salutăm în numele Domnului și vă mulțumim că ați ales să fiți din nou împreună cu noi pentru următoarea oră. Întotdeauna, prin ajutorul lui Dumnezeu, avem în studioul nostru un invitat mai de aproape sau mai de departe, mai străin, mai cunoscut, care să istorisească, să povestească din experiențele lui sau experiențele lor, dacă sunt două persoane în anumite cazuri. De data aceasta am invitat în studioul nostru pe fratele Ted Olari, unul dintre oamenii pe care îi cunosc din prima zi de America. Atunci când eu am sosit în 22 aprilie 1987, când am sosit în America și am aterizat în orașul Phoenix, el a fost unul dintre puținii oameni care formau biserica de atunci într-o altă locație și toți frații ne-au așteptat la aeroport. Așa era obiceiul atunci. Când venea câte o persoană din România scăpată de sub regimul comunist, producea o mare bucurie aici în America, mai ales ținând cont de faptul că fiecare comunitate era mult mai mică, mai ales comunitatea din Arizona. Deci cu fratele Ted Olari mă cunosc din 1987. De atunci am fost și am rămas în aceeași biserică, respectiv Biserica Happy Valley. Ne cunoaștem din perioada de încercări, probleme, necazuri, biruințe, frumuseți deosebite în experiențe trăite cu Dumnezeu și în biserică. Deci perioada aceasta de timp ne-a ajutat să ne cunoaștem. Dumnealui este un om care iubește biserica lui Dumnezeu în mod special și biserica aceasta, se jertfește pentru biserică, lucrează aici la biserică, oriunde este nevoie. De-a lungul anilor, din când în când, a slujit chiar și la amvon, dând un îndemn, având un cuvânt de îmbărbătare. Dar după ce biserica a crescut și au fost alți oameni care pot și puteau să slujească, fratele Ted s-a retras și a dat prioritate altora care dumnealui considera că sunt mai pregătiți sau sunt mai calificați în domeniu, ceea ce dovedește și arată modestia dumnealui și dorința de a da întâietate altora. Eu personal mă bucur că l-am cunoscut, mă bucur pentru slujirea lui aici în biserică și pentru dăruirea lui de plină, pentru lucrarea lui Dumnezeu prin toate perioadele prin care a trecut biserica și am dorit mult ca să fie împreună cu noi și să ne istorisească anumite experiențe din viața dumnealui. Frate Ted, doresc să spun bun venit în cadrul emisiunii Pași prin Credință. După câteva eșuări în programarea noastră și încercări de câteva luni de zile aproximativ, iată că am reușit să ajungem aici în studio și să stăm puțin de vorbă. Bine ai venit, îți mulțumesc că ți-ai luat timp și ți-ai luat și inima în dinți și curajul ca să vii și să vorbim puțin și să împărtășim împreună în așa fel încât să ne audă cei din România și telespectatorii care sunt convins că o să fie binecuvântați prin experiențele care o să le depănați împreună cu noi. Domnul să vă binecuvânteze slujirea, familia, copiii, nepoții, casa. Poate înainte de a intra în prima experiență, poate că ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre familie, despre unde v-ați născut, când ați venit în America, ce familie aveți, câți copii aveți. Nefiind o persoană foarte cunoscută prin alte circumstanțe,
Probabil că o să ajute și să faceți o introducere cu privire la persoana dumneavoastră. Păi, așa după cum ați auzit, mă numesc Ted Olari. M-am născut în România, Arad, unde într-o comună foarte, foarte neînsemnată, într-un cătun, cum era pe vremea aceea. Suntem 11 copii. Deci și 11 frați și surori. 9 frați și 2 surori. Așa, nu. Părinții noștri fiind oameni săraci. Și m-am gândit de multe ori cum am ajuns și cum au ajuns ei în condițiile alea, poate că ajută pe cineva care astăzi nu se mai încrede așa 100% în Dumnezeu, în legătură cu copii, cu nașterea de copii sau cine problemele știe, problemele care vin, care vin și astăzi parcă o frică a cuprins lumea întreagă. Vrem noi cu forța noastră, cu puterile noastre să avem grijă câți copii avem, cum îi întreținem, cum, așa cum întreba odată o doamnă, nu, un păstor, lucram la un job și spunea, el avea un ajutor cu el și el spunea, când a auzit câți copii am, că și eu am 14 copii, mulțumesc lui Dumnezeu pentru Domnul ei. Domnul se binecuvintează. Și m-a întrebat ăla, păstorul care respectiv lucra cu el, i-a spus la ajutorul lui, zice, tu știi câți copii are Ted? Și îi spune el, sau i-am spus eu, nu mai rețin, vreo 15 ani de atunci, și când a auzit s-a speriat. 14 copii, 14 în copii. America. Probabil că atunci aveam vreo 12 sau 13, nu mai rețin. Și atunci l-am întrebat, dar zic eu, câți copii ai tu? Păi zice, unu, că eu atâta pot să suport. You strong man, am zis, tu ești tare. Dar te întreb eu acum, dacă tu mori la noapte, cine îți va avea grijă de copilul acela? Zice, la asta nu m-am gândit. Și am zis eu, nu vezi, eu m-am gândit la asta și de aia eu nu mă bazez pe puterile mele, pe înțelepciunea mea, pe proviziile mele, pe priceperea mea, eu mă cred în Dumnezeu și Dumnezeu va fi în stare să aibă grijă de copii aceștia. Tot astfel am fost cu noi, 11 copii născuți în mijlocul pădurii. Erau care e localitatea? Cătunul despre care vorbeați? Cholt, Chisindia, localitatea Chisindia, okay. Și cătunul Cholt. Acolo mă gândeam cine avea atunci 11 copii acolo. Era strada principală și pe partea dreaptă, cum mai merge spre nord, eram numai noi, casa noastră. Pe partea alaltă erau 4 sau 5 case, trebuie să mă gândesc puțin. Și după aia mai era un împrejurim total încă vreo 3-4 case sau 5 în totală comună aia, cătunul ăla. Și acolo părinții nu s-au temut, nu le-a fost frică, s-au încrezut în Dumnezeu și au avut 11 copii. Și v-ați descurcat? Câte vreme ați fost copii? Ce ne puteți spune despre perioada de copilărie? Când cu atâția copii, perioada, vremea regimului comunist, lipsuri erau, dar totuși ați simțit, ați mers flămânzi la culcare, nu, sau ați umblat dezbrăcați, sau niciodată. Experiența ca și copii? Cum a fost? Este foarte adevărat, căci nu știam atunci că mai mâncam pâine semi. Ăia mai bogați mâncau pâine albă. Ca venind în America să aflăm că pâinea semi este mai sănătoasă decât pâinea albă. Și aici așa m-am gândit, uite cum a lucrat Dumnezeu, că noi mâncam pâine mai cernută, mai cu toate în ea, care conțineau toate mineralele. Sau, și, mai sănătoasă, dar, pâine mai sănătoasă. Da, cum a purtat Dumnezeu de grijă? Când am început la, terminam școala de 8 clase, bineînțeles că mergeam în comună, nu aveam școală acolo. Așa. Și pe, noi mergeam la școală acolo, în timpul școlii locuiam cu bunicii noștri. Așa. O bunică eroină și un bunic eroin, care nu știu cine ar fi făcut așa ceva. Să crești cu 11 copii al fata ta în timpul cel mai greu, în școală. Stăteam 3 luni acolo și restul lunilor stăteam acolo, în comună. Acolo era școala. După aceea, cum am terminat clasa 8-a fiecare, așa au rânduit Dumnezeu, ne duceam la Arad. La școală, la fiecare, la o profesională, n-am avut condiții și să mergem la liceu
Fetele, țin minte că s-au dus la liceu, au făcut liceu economic, dar noi băiații, construcții și uzina de vagoane muncă, și muncă. Să familia cu atâția copii nu se putea gândi la o. Și atunci am început cu ei mai mari să lucreze, vineau cu sacul de pâine de la oraș la noi și o săptămână aveam pâine. Bineînțeles că și noi, mai părinții, făceau pâine, aveam cuptor de la țărănesc de pâine. Și tot așa ne-am dus unul după altul la școală și am ajuns copii la Arad. Copiii a crescut și am ajuns la Arad. La Arad, bineînțeles, ne-am integrat acolo. Eu am lucrat la uzina de vagoane, am făcut școala profesională de tâmplărie, am început să lucrez, am apelat pentru buletin de oraș și era aproape imposibil pe vremea aia, nu vreau să facă buletin de oraș. Până am ajuns la audiență, eu sunt foarte emotiv, dar când trebuie să rezolv o problemă, lăs emoțiile la o parte și m-am dus la urmă urmelor la șeful mare în audiență. Am cerut audiență și spunea acolo, ok, puteți să mergeți, bineînțeles, nu a zis ok, că, da. Bineînțeles, zice, mergeți. Și m-am dus la șeful mare, nu știu ce grad a avut, și am spus problema care o am. Eu am venit aici, am făcut școala, lucrez la uzina de vagoane și nu înțeleg de ce nu pot să am un buletin de oraș ca să mă stabilez permanent aici. Bine, a verificat dosarul meu și zice, vine joi la ora 4, țin minte, până mor asta, cred că. Am mers la ora 4, direct i-am spus că mă duc la șeful în audiență, m-am dus, mi-au dat buletinul, am venit înapoi, nu mi-am spus la ghișeu acolo, la respectivul, zic că uite că s-a rezolvat problema. O, e bine pentru dumneavoastră, nu știu, i-am mai zis și așa. Și tot așa am mers, tot părând până am terminat toți, am ajuns la școli, după aia am lucrat la servicii, în Arad, toți am fost acolo și a venit vremea, eu am făcut armata la Orșova, la Grăniceri. Nici gând nu am avut ca să plec în America. Consideram cei care vreau să treacă frontiera fraudulos erau infractori. Așa ni se prelucra. Da, așa ni se prelucra. Și bineînțeles acolo am dus-o nu prea rău, am făcut și pază câteva luni, după aia era nevoie de un bucătar ca să facă mâncare, că plecase bucătarul în concediu. Și m-am dus acolo la meniu, mă uitam pe meniu să văd ce mare deal ar fi lucruri ca să faci mâncare. Că eu eram așa priceput, m-am plăcut să mă bag nasul și la bucătărie, cu bunica mea, cu ajutam, mi-a fost foarte harnic de felul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat mult. Și bă, le spun, uite ce, eu o să fac tot posibilul și o să fac eu mâncare până vine respectivul. Și m-am dus la un pichet la Nisipeni, pe Valea pe Dunăre. Și am făcut acolo mâncare și, bineînțeles, am câștigat tot mai multă experiență, a venit respectivul înapoi, am intrat, de acolo a plecat altul, de la Calafat, a plecat în, l-am schimbat pe bucătarul de la Calafat. După ce a venit el, la cetate, altă unitate, la alt pichet, la cetate. La cetate nici nu a mai venit înapoi, nu știu cine a fost acolo, cum a fost, am rămas bucătar acolo, bineînțeles, au vrut să eram fruntaș, făcut la apelul de seară, cum le spuneam eu, zic, da. Mă, eu sunt fruntaș, tu ești caporal, dar tu ai alergat mult pentru gradele alea. Eu, pe merit, am primit macaroana asta și așa sunt. Eu sunt pe bun drept aici. Apoi am stat acolo, am fost foarte bun prieten chiar cu maiorul de la contrainformații, mă folosea de informații dacă este ceva se întâmpla, știa că sunt oni și nu îl mint și tot așa. Și apoi a trecut armata. Au vrut să mă țin în armată, să merg să pun la punct toate bucătăriile și toate pe acolo și, bineînțeles, dacă nu eram credincios, eram ori în armată, ori în poliție. M-au plăcut serviciile astea, dar din pricina că pocăiți pe vremea sufereau, era un conflict de interes. Au vrut să mă facă membru de partid. Dar oricum bucătăria a reprezentat o sursă de binecuvântare pentru perioada de armată. Da. A fost metoda lui Dumnezeu de a vă face viața destul mai ușor. Am muncit foarte greu, foarte mult, dar chiar că am avut o discuție cu tovarășul maior, comandantul companiei, pentru că vrea să-mi dea mai mult. Eu mă sculam de două, dormeam de două ori pe noapte, pentru că așa era somnul și programul, adică, și apoi îi spunea că nu fac destul, că bucătarii neinstruiți, la trage eram foarte buni bucătarii,
Dar nu știu ce avea cu noi. În fine, și până s-a învârtit, că a rămas într-o seară nemâncat. Nu i-am dat ce dinerul, pentru că eu sunt persoana care nu-mi bat joc de nimeni și atâta de rău îmi pare să văd pe cineva că își bate joc de cineva, mai ales de unul mai slab ca el sau mai nepregătit. Și dar când poți, ce s-a întâmplat? A dus situația că, fiind în program, după regulamentul de ordine, cum spunea dânsul, mi s-a terminat ziua și la ora 8 seara am avut somn. Și avea pretenții după ora 8 să-i duc dinerul. Eu n-am mai avut timp, că nu m-a lăsat în timpul zilei. Și eu m-am dus imediat în dormitor, m-am culcat și imediat și după el ce a rămas culcat, flămând. A rămas flămând. Așa. După ce am mers în dormitor. Dar a rămas flămând în virtutea regulamentului existent. Exact, exact. Nu pentru că ai fost încăpățânat. Nu, sau... nu. A respectat regulamentul. Așa. Și eu am vrut să-i arăt că regulamentul care el are, el și dânsul nu lucră. Și nu m-am mers în dormitor, m-am pus în pas și a venit sergentul de servici. Măi, Olarule, hai să faci la tovarășul major ceva de dinner. Băi, zic, bucătarul are somn la ora asta. Și a mai stat un pic și a venit comandantul de pichet. Și când a venit comandantul de pichet, i-am spus așa: dacă cineva în seara asta mai vine la mine și mă deranjează, eu acum mă duc și iau telefonul și sun pe tovarășul colonel, comandantul batalionului de asta, că eram foarte buni prieteni, mă evidențiază el. Și zic să-i spun că aici nu se rezolvă, nu se respectă regulamentul de ordine. Și m-au lăsat în pace. Nu mai veni nimeni la mine. Dimineața am intrat în regulament, în program. Da. I-am dus break, micul dejun. Și așa cum nu mă întrebați dumneavoastră de ce aseară n-ai vrut să-mi duci dinner, cina sau whatever, masa? Așa nu m-a întrebat nimic, absolut nimic. S-a făcut că plouă. Seara am avut o discuție finală. Am zis tovarășul major, pentru că am întârziat și posturile de seară, am vrut eu să le întârzi și era parcă undeva normal, că eu puteam să alerg pe acolo, dar eu mers normal. Și din cauza asta au rămas nemâncate. Au întârziat puțin. Și au venit la mine în bucătărie, bineînțeles, îmi dat raportul și el zice, s-a plimbat prin spatele meu și, măi, zice fruntașul Olaru, zice, ești tu, zice, un voinic așa și nu știu ce, și tânăr, dar zice, dacă ne pune la harță, nu știu cine biruiește. Doamne ferește, tovarășul major. Și am continuat aici, mă grăbeam să termin asta și el se plimba prin spate, nu știa ce să mai zică. Și atunci zice, băi, Olarule, sau vorbea și la pertu cu mine, ordonat tovarășul major, am luat pusele drept și de ce nu-i gata cina la militare? Tovarășul major permite să raportez. Eu am venit în armată benevol. M-a plăcut și îmi place armata. Dar vă rog acum să-mi spuneți ce misiune am în armată. Dacă vreți să rămân aici, rămân aici. Dacă vreți să merg în pază, nu mi-e frică de armată. Fac orice, dar una odată. Păi băi, că eu știu că tu poți, că nu știu, dar de ce să fac eu atâtea și alții nu? Ca să arate bucătăria cum arată, pentru că știam, era, spunea un caporal, prietenia meu, la ședință de partid ce vorbeau de mine. Era bucătărie model, mozaicul curat, oalele, toate erau pus la punct, cum se cuvine. Și zic că astea toate să arate așa, cineva muncește și nu v-am cerut ajutor. Eu îmi curăț alimente, eu îmi pregătesc astea, eu așa, așa, dar vă rog acum să-mi spuneți. Și eu părut rău ce-o făcut, m-am dat seama. Și după ce au rămas și nemâncat, nu știu, ori duse-vă brânzeturi prin magazie, am auzit asta. Și-a învățat și el lecția. Și... a fost experiență interesantă, dar nu că am vrut eu așa, că am fost căpost. Eu sunt omul care caut dreptatea și câteodată mă intri în conflict. Da. Și apoi... Deci revenind, armata... în armată, în perioada de armată, ați văzut totuși mâna lui Dumnezeu care v-a protejat și v-a făcut viața mai ușoară ajungând la bucătărie și v-a dat câteva experiențe. Ați ieșit din armată, ați început viața de familie, sărim la America, trecerea în America, este vreo experiență, înainte de aia? Mai înainte de aia. Am început din nou să lucrez. Așa. Și nu... Asta vă spun, mărturisesc... în numele lui Dumnezeu, pentru că nu mă laud eu pe mine, că nu este bună lauda, dar lauda în Domnul este singura acceptată, de aceea mă face să vorbesc astea. Și eu când nu am mers un lucru, am schimbat. Eu, meseria mea a fost tâmplărie 3 ani. Am mers așa până la armată. Am venit în armată, am mai lucrat tâmplărie, nu mai mers cum trebuie, m-am făcut șofer. După ce m-am căsătorit, am făcut șofer, am mers bine treaba,
nu mers cum am vrut eu la o întreprindere, m-am dus la autobuze. Că zic, mă, trebuie căuta să lucrez cinstit în România, fără să mă... Și m-am dus la autobuze, 3 ani am mers foarte bine, după 3 ani trebuia să mă duc să cumpăr cauciucuri la IRTA să lucrez la IJTLA și m-am supărat deară și am zis, nu-i bine. Și m-am dus la directorul în audiență. Fără... Asta m-am dus așa, cam peste... Așa. Și când o văzut că am intrat în birou, s-o cam speriat el că o zice că am ceva probleme. Și m-a întrebat. Zice, ce probleme aveți? Zic, nu-i mare problemă, zic că eu am familie. Zic, aveam vreo 4 copii atunci, zic, și am meserie care am, nu știu ce, și îmi place șoferia, am o plăcut să lucrez la dumneavoastră, dar nu mai merge. Nu-s cauciucul, nu-i motorină, nu-i asta și mă face, mă obligă să mă duc să preiau meseria care anterioară, care am avut-o. Tâmplărie și vreau să merg la fratele meu, unul dintre frați care lucra maestru la construcții. Stă și se uită, trage dosarul, zice, ai câștigat foarte bine până acum, da, zic, foarte bine și m-a plăcut, dar acum nu mai merge. Dacă nu mai merge, atunci eu sunt, nu pot să stau până mor de foame. Da. Și atunci au convocat toți 4 șefi de autobaze. S-au făcut ECOA-ul, JTLA-ul, o companie mare care pe toți i-au chemat acolo și au zis, la care dintre ăștia vrei să mergi? Păi auzeam că tovarășul Isaac are bascule mici și n-am vrut să mă duc pe șantier la bascule mari, fără să-mi dau seama că în altă binecuvântare de la Dumnezeu, că ăia lucrau la prefabricate, la blocuri unde făceau pereți. Doar așa. Luam bascula, îmi puneam un tomberon mare în ea, mergeam la Malaxor, mă umpleam, mă duceam acolo, luam cu podul rulant, în fine, au fost easy, 2 ani. Ei, dar nu era bine. Trebuia să-mi confirme kilometrii ca să-mi iasă salarul. Eu mergeam la ora 7 la 3. Și ei ca să... Nu știu de ce a fost sistemul, că nu a fost sistemul bun, că eu le ziceam atunci. Eu vin la 7 la 3, îmi dați un salar să întrețin familia și nu trebuie să compromit. Trebuia să-mi confirme kilometri mulți ca mie să iasă salarul bun. Și atunci mă gândeam, trebuia să mă să alimentez. Păi ce fac eu acum cu benzina asta care arunc în pământ, otrăvim pământul cu ea? Și vindeam, ieftin, foarte ieftin, la alții cu mașini, foloseam și eu la mașina mea, după aia cu motorină, și când am văzut situația care se rătățește, și au început să ne spună că trebuie să lucrăm și chiar fără salar, și mă gândeam eu, dumneavoastră să lucrați așa la șef, deși eu era un nice guy, un foarte bun inginer, șef, ia, un om faină, dar era obligat să aplice sistemul. Și atunci deja mi-a venit mie cu America și cu Arizona și când era frig iarna și trebuia să pun apă, dădeam drumul la apă, că noi aveam antifriz și dimineața înghețau țevile și mă gândeam, Doamne, du-mă de aici să nu mai fi undeva de iarnă. Unde cald, undeva unde dar n-am știut de Arizona și n-am știut că o să ajung încă următorii 2 ani în Arizona, 1 an jumate în Arizona. Și astea sunt experiență, am vrut să trec frontiera. Și m-am dus la frontieră o noapte întreagă, unul care a făcut armata acolo și când ne-am dus acolo, trebuia să ne lase aici, luam repere din Iugoslavia. Ok, acolo e Kikinda, pe aici mergi, eu deja făcând la armată, crescând în pădure, eram foarte bun orientator în pădure și așa, și mă uitam, eu luam niște puncte de, și când văd, militarul stătea în picioare, nu respecta regulamentul, care eu știu, el trebuia automat când ne-au văzut pe noi să se pună jos, pe burtă. Și ne prindea. Cădeam în mâna lui. Când l-am văzut, la distanță, destul, era noapte, la 4 dimineața. Ah, mă gândeam acum, ce o să zic ăștia? Eram eu, un frate de-a meu și un verișor. Și ăla ce ne-a dus, călăuza. Ce o să zic? Dar trebuia să-i spun. Eu tot vorbea încet, așa, așa, mi-a explicat. Mă urmăream să văd ce face, ce. Și zic către el. Aici, fac semnul și de acolo. S-a uitat odată așa. Și când a văzut militarul, o sărit odată și o fugit și o strigat, fugiți! Și am luat-o la fugă. El, când i-a văzut că noi am fugit, ne-a somat. Și ăsta, și după noi am stat de 3 ori, trebuia să se mează de 3 ori, și n-am stat și o tras rafală în sus, că dacă făcea așa, ne putea pușca. Mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Dar mai mult decât atât, eu când am auzit că o tras, am sărit într-un canal, nu era apă în el, și am fugit pe acolo să văd ce face, trebuie să mă depărtez de el. Ăsta striga să aruncăm gențile, eu aveam actele în geantă și am ieșit de acolo, am văzut că nu mai trage, am ieșit din canal și vărul meu era jos acolo.
Măi, George, hai că te prinde. Militarul venea spre el. Hai că te prinde. Și ăsta atunci o fugit, dar o lăsa geanta. Mă, dar n-ai actele în geantă. Nu am, nu mai știe. Am fugit eu să iau geanta însă. Și m-am întâlnit cu militarul poate la 10 metri, cam așa. N-am mai apucat să merg la geantă, că a ajuns el mai repede ca mine. Și tot mă gândeam, și-am luat-o la fugă, pe arătură, pe acolo, am depărtat, ne-am pierdut. L-am auzit când i-am jurat de mamă, m-am gândit de ce nu mai tras, că avea dreptul să ne iau în puște, după regulament. Și s-a făcut ziua așa, scopiță de ziua, era un cioban cu oile pe acolo, știam că ăștia au stații și ne anunță și ne-am trebuit să ne ascundem în porumb. Și am stat toată ziua acolo și ei căutau în pădure și noi acolo vor să mergem în pădurice. Dar dacă mergem acolo, ne prindea. Deci Dumnezeu așa a lucrat, că n-am avut unde merge, numai trebuie să ne oprim în porumb. Și acum stăteam în porumb și ne gândeam așa. Vin oamenii la lucru, să-și taie tulei sau să culeagă știuleță sau... Ne prinde aici. Dar nu știu de ce, că nici frică. Eu am și dormit acolo, s-a făcut soarele sus. Mă, dar ce-i cu ăștia, că nu vine nimeni la lucru? Oh, ne-am adus aminte că era Sfânta Mărie Mică și ei nu lucrau în ziua aia. Oh. Altă minune pentru noi. Vă n-ați programat nu, așa, nu, nu, Dumnezeu a programat. Și am mers înapoi. Nu ori mai vrut să mergem. Am vrut la două seară să mergem iară, din nou, să încercăm. Nu ori mai vrut nici fratele meu, nici ăștia și atunci am mers înapoi. După câteva săptămâni, a venit la mine husul Timotei și plecăm, astăzi plecăm. Și cumnatul lui Brother Rene. Și mai să nu-l cred, că el mai și glumea. Eu mă arată cu o mobră, mă arată o geantă, în altă geantă, uite aici, la ora 4 ești la mine. Bun, la ora 4 am fost la el, de acolo, eu am, când am ajuns acasă să-mi iau actele, tot ce îmi trebuie, niște haine, soția a lăsat un bilet scris pe masă, noi suntem la părinți, plecați. Deci în Buja, mai încolo un pic și o părubie că nu sunt acasă, am luat ce m-a trebuit și am mers la... acolo, la Brother Timotei. La locul din de acolo am plecat la Timișoara și de acolo la Cuvin am dormit la, nu, la Udvin și am plecat la Herculane. De-aia am dormit o noapte și acolo, după aia am luat-o prin pădure, două zile și jumătate și două nopți. Și am ajuns lângă Dunăre. Oh, da. Acolo iar era periculos prin pădure, că erau mulți cu câini, cu oile, cu umbla pe acolo, dar ne-a păzit Dumnezeu. Asta a fost o minune, am trecut Dunărea. Bineînțeles, a treia, a patra noapte, nu, a treia noapte și ne-am apropiat de Dunăre după masă la patru și când am stat acolo până s-a întunecat, patru nu știam nota și trei știau nota. Și doi băieți au fost cu noi, care unul e aici, în Phoenix, care ne-a trecut pe noi Dunărea. Și au mers cu ea, noi am rămas să pompăm camera, o cameră de mașină, de 2000 de pompe am băgat în ea, mai o cameră de Dacia, una de Skoda, am avut trei camere. Noi eram trei care nu știam nota. Și s-au dus cu ei în Dunăre, cum au ajuns la noi, să mergem noi, un băiat care era acolo, s-a dus și striga, ciuruc, o necou acolo, s-a auzea Dunărea cum răsuna, mănec, hai înapoi, că mănec. Ăsta de aici, numai înainte, striga tare, nu pot să strig așa, cum, numai înainte. În fine, n-am avut frică, nu am, cred că mai mare emoție am acum aici decât atunci frică și emoții. Și am mers noi cu asta acolo. Eu ori plecat, nu s-o mai auzit zgomot, ori plecat. Am ajuns noi la Dunăre, eu am fost mai ocoș, cele două camere lăsau amândouă, s-au împuns în pădure. Și am zis că eu trec cu alea două și ei să se pună pe camera mare. Tot a mea era, toate camerele au fost a mele, am îngrijit ca să avem acolo. Și n-am putut nici cum merge cu ele. M-am tras înapoi, le-am aruncat alea și m-am pus pe spate pe camera aia. Am zis la Brother Timotei, vin aici, s-o pus și el pe spate, le-au pus bagajele pe noi. Și babai România. Eu cu o mână, el cu o mână, cu barca. Am trecut. O venit unul cu noi până acolo, o lua camera, o dus-o dincolo, l-a pus pe ăla la alt pe cameră și l-a lăsat să vină. Și noi am așteptat acolo până a venit și ăla la alt care a fost cu noi și după aia am tăiat camera. Imediat m-am gândit la altcineva ca să nu găsească urme cât posibil. Dar dincolo deja se opreau mașinile care veneau, se opreau mașinile că deja au venit militarii. Și nu era aproape, acolo la Cazane, vreo 150 de metri Dunărea. Ei ziua, dacă se uitau, ne vedeau acolo. După ce am tăiat camera, am început să ne uităm acolo, dar noi nu putem ieși de aici.
stâncile erau așa, parcă. Ne-am dus în stânga, lanterna, Brother Timoteu a dat-o la Brother Ciuruc și noi am zis, mă, nu putem. Dar nu am fost nici atunci frică. Atunci am stat acolo, zic, uite ce, stăm aici, dormim aici, un pic ne odihnim, mâine dimineață când se face ziua, ne uităm să vedem șansele. Am putut dormi. Am adormit, acolo era să ne trezim cu capul în Dunăre, că ce a fost cu noi ăla, fratele lui Brother Piciu, de la Credo. Ia, fratele lui. N-avea numai un jersiu cu el, era frig în septembrie, l-a luat așa, am avut o geacă groasă, am dormit acolo așa cu el și ne-am scăpat să ne scăpăm în Dunăre. Și, ok, o trecut noaptea, ne-am dus în stânga, nici cum. Ne-am dus în dreapta, nici cum. Și acolo, parcă totuși se ceva. Atunci ai obișnuit, crescut prin pădure, am luat gențile, am luat amândoi. Și a mea, am luat-o pe mine, trei genți, aveam trei genți. Și ăla mergea un pic mai bine, Brother Timotei după el, îi mai ajutam eu cu mâinile, cu picioare, și am ieșit așa vreo la 100 de metri. După aia a fost ok, pădurice, bușis și boscheț. Și după aia am ajuns la șoseaua imediat. Acolo sârbii făceau un pod. Eu s-au uitat la noi, am trecut prin tunel și nu m-a venit delegatul cu șoferul și au vrut să ne ducă în ven. Mă zic, nu mergem în ven, că ne duc la miliție, că știam că asta. O, ni s-o bosiți, ni s-o așa, și mă, nu vreau nici cum, nu m-au vrut să mă asculte. Bine, ne-am urcat în ven, eu m-am urcat în spate, e acolo, tot au vorbit, au zis că acolo e stația de bas și ne-am dus direct la miliție. Am văzut prima dată cum se scrie miliție, știi, milisija. Și când am ajuns acolo, a sunat ăla, a dat cu clasonul și a venit ofițerul de servici la poartă, că știa, probabil că era obișnuit cu ele. Eu când l-am văzut și l-a oprit, eu am deschis ușa și am luat-o la fugă. Păi, dar am luat-o, m-am dus, a început să fugă unul mai vârstă, un bătrân după mine, alții, nu știu ce, și m-am gândit unde mă duc. Și am luat-o înapoi, am venit înapoi, el pasport, de nimic, m-am dus spre, acum, acolo, la office-ul lor, la post. Și văd, ofițerul de serviciu uita la pădure. Și m-am gândit, mă, ăștia au fugit. Au văzut că am fugit, de ori fugit și ei. Și poate că îi lasă să se ducă și eu mă prinde. Și iar am luat-o la fugă, în direcție opusă, pe trotuar, pe acolo, pe stăr. Ca un roller coaster. Exact, oh, man. Și s-au luat după mine vreo 5, așa ca tine, erau vreo 2. Mă. Eu am luat-o pe deal sus și m-am oprit mai sus. Mă, nu-i way să nu, mă, ăștia nu mă lasă. Și atunci m-am uitat jos, vă 4 sau 5 erau aliniați care vineau, dar nu, și s-au oprit după aia. Când, bătrânul nu a mai putut fugi, era, el era cadru de, la poliție acolo. Și m-am oprit, imediat a venit mașina poliției pe dincolo, ei știau pe unde ajung eu. Și a venit și bătrânul și m-a jurat, m-a aruncat așa în mașină, zic că acum primesc bătaie. Știam că bat rău sârbii, dar m-a împins așa și nu a dus acolo, ăștia alții erau pe hol acolo. Și nu ne-au bătut deloc, numai eu luat șireturile, tot ce am avut la noi și ne-au pus acolo în cameră, bineînțeles, acolo am găsit urmele lui alții, care i-am dus eu la să vină așa înaintea mea și o trecut și aia. După aia am mers în 15 zile, am stat în pușcărie, am mers la Belgrad, am stat o săptămână acolo la Badis Caschela și de acolo am mers la campuri. Vreau să fac povestea scurtă, da. Mers la campuri. Înainte de a trece frontiera am avut o problemă. Aici mi s-a făcut o buboi mare, o flătură. Vezi că și acum am aici un pic urmas, atât, dar nu mă doare, nu e nimic. Aici am avut-o, așa, m-a rămas aici, care a dispărut, când Dumnezeu s-a atins de mine și lucram. Toamna și ajutam la unul să acopere casă, la un bătrân ce își făcea o casă. Și tot haina, că am strânt o dată o haina lui băiatului și tot m-a frecat aici, acum am avut eu jena asta de... Asta, așa. Mi s-a umflat din nou. A început să roșească aici tot și trebuia să mergem la vizite medicale atunci. Băi, și mă gândesc, eu m-am dus la un doctor de ăsta veterinar care avea usorul, tot fel de usorul și m-a dat. Băi, dar nu le-am putut duce cu mine, mă, și ce să fac, și ce? Mă vede doctor acum și probleme și zic, ce am să fac? Și atunci am ajuns, am încrezut în Dumnezeu. Am avut, simt și acum încerc să văd, oare au fost dubii de necredință, dar nu știu să fi fost. Măi, zic, în Biblia am găsit scris, închide odaia, ușa odăi după tine, roagă-te lui Dumnezeu cu credință și Dumnezeu va lucra. Așa am făcut.
A fost o zi frumoasă afară, pe câmp, tot s-a dus la fotbal. Eu m-am dus, am închis ușa și m-am pus și m-am rugat cu credință. O durat câteva zile, dar între timp am mers la vizite medicale, a doua sau a treia zi. Și la mine era roșu aici. Și ne pipăia doctorul și se uita cicatrice și dacă nu ne-am bătut și așa. Și ne-o dezbrăcat la bust. Mă uit, nursa nu se uită la mine, nu-i bagă în seamă nimic, nici nu are, probabil că ea nu o interesează. Intru la doctor dincolo, nici doctorul. Nu mă întreabă nimic, întoar, se uită la mine tot. Dar nu zic, dar era roșu aici, așa o pată roșie. Ca și cum n-ar fi văzut-o, exact. Ca și cum n-ar fi existat. Mi-a întrebat dacă am avut probleme, ceva nu. Nimic. Am ieșit acolo afară și a zis, asta e mâna lui Dumnezeu. Dar imediat a început, tot mai mult și-a dispărut, tot și s-a vindecat, dar a rămas aici, sub soară, o gâlcă, care aici, în America, nu mai știu după câți ani, s-a dispărut și aia. Și să dau slavă Domnului, că e mare Dumnezeu. Păi sunt multe minunile lui Dumnezeu care aș putea să le istoriesez. Și cum ați trecut la vizita medicală? Da, atunci. Și am mers după aia în martie, am împlinit 30 de ani în America, mi-au dus la aeroport, la avion, am venit aici și am stat 6 luni, cam 6 luni în Iugoslavia. Nevastă mi-a născut... În ce an a fost? În 1982. Nevastă mi-a născut a 6-lea copil, o fetiță care n-am văzut-o până în America. După ce am trecut frontiera, am mers în pușcărie, de acolo ne-a dus la asta, după o lună numai, și ajunsesem la ONU și m-a întrebat câți copii ai. Păi zic că eu 5 am avut, dar cred că am 6. Am făcut și glumă. Și zice aia, dar cum, cu o singură femeie? Dar credeți că Ceaușescu ne-a dat voie să avem 10 femei? Am glumit și asta. Și-o râs de mine acolo. Și n-am văzut fetița aia, Camelia. N-am văzut-o până o ajuns aici la un an și 3 luni. M-am dus la New York după ei, au făcut Dumnezeu minuni că ne-au prins zăpăzire acolo. Când a sosit în America, unde a sosit? În Cleveland, Ohio. M-am avut o soră acolo, la Tornianu, și am stat 2 săptămâni acolo. După aia, de pe avionul lucrat Dumnezeu, ne-am întâlnit cu un sârb care avea business de parchet. Așa. Și eu zis, dacă nu găsiți geabă în Cleveland, mă sunați și veniți și vă iau eu la lucru. Și așa am fost. 2 săptămâni n-am găsit geabă, am mers înapoi în Chicago, de fapt ne-am dus la Chicago și început și am lucrat acolo. Și de acolo am lucrat o tâmplărie, tot acolo a venit un prieten meu care a trecut frontiera cu el, a găsit pe alt sârb care avea business de taile, granit. Și acolo m-am dus la New York, am lucrat câteva luni, zice el, nu vreți să veniți cu mine la New York, la granit, marmă, o meserie în plus nu strică. Și m-am dus acolo fără să știu că cu aia o să fiu. Deci cu aia o să lucrez mult. Chiar dacă mai schimbă. Și acolo a venit familia, cât a stat acolo, nu. A venit familia. În Chicago. Ok. A venit familia în toamna. Deci după un an și... Trei luni. Un an și trei după luni ce am plecat din România. Din România. Deci după ce am ajuns la America, am ajuns în primăvară și în toamnă a ajuns. Deja, familia. Da. Deci nu a fost exagerat de lung timp. A fost lung. Nu a fost ușor, nu a fost exagerat. Dar am calculat înainte de a pleca, erau unul săraci, plângeau acolo, alții s-au dus înapoi, că nu poate să stea fără familie, fără, dar voi n-ați calculat ce întâmpinați. Deci ați calculat cu maturitate și ați spus, dacă Dumnezeu e cu noi, noi suntem pregătiți pentru riscul ăsta și pentru jertfa asta, ne costă. Și după ce a venit familia în Chicago, v-ați mutat la Arizona când? În 83 ori venit ei la Crăciun și în 84, în iunie, acum, încât e astăzi, încă câteva zile și avem 32 dacă de fost ani 84. Aici, în Arizona. Arizona. Da. Wow. Era mult mai cald atunci. Pe vremea aceea, da. Și când am sosit eu în America, a fost mai cald, în 87. Și în 84 a sosit aici... Și de atunci tot în Arizona. Tot aici. Tot în Arizona. Am schimbat și aici, am lucrat pe troc un an jumate, am mers la școală la autobuz, am vrut să lucrez pe autobuz, dar nu mi s-a meritat la size-ul, mărimea familiei mele și o trebuie să mă iar la construcție și mulțumesc lui Dumnezeu că am lucrat greu în America, dar am putut să-mi întrețin eu familia, să nu fiu sarcină pe statul american sau pe cineva, sau Walford, să merg la Walford. Am fost invitat prin California, vin aici, că nu trebuie cu să lucrez. Mulți. Eu am zis așa,
dacă voi ajunge ca eu să nu pot să întrețin familia, trebuie să apelez la drepturi, că avem dreptul. Dar dacă eu pot să, eu nu vreau să învăț copiii mei să trăiască pe o altfel și cum mă scol eu, m-aș fi să mă scol eu dimineața și să-i scol pe toți. Tu du-te la lucru, tu mergi la școală și eu să mă întorc pe partea alaltă în pat. Am zis că nu-i cuvincios, nu-i creștinește și nu-i o bună conduită în sensul acesta. Și Dumnezeu v-a binecuvântat aici. Da. Cu încă 8 copii aici, cu 6 fete avem total și 8 băieți și aici încă o experiență, nu știu dacă vrei o experiență, chiar anii trecuți, numai anul trecut s-au împlinit niște lucruri care eu am vrut, mă gândeam să-i fac, ce să fac, eu construcție știu. Fetele au mers ele pe la școală, s-au urmăritat și am scăpat mai repede, au fost mai în față. A rămas cu vreo 6 băieți care, băi, zic că ăștia le trebuie meserie, nu numai să le dau eu asta. L-am cumpărat prin ajutorul lui Dumnezeu la fiecare mașină. Am cumpărat a 14 mașină, acum azi câteva luni, am dat eu venul meu și că i-o trebuit la băiat, că e pescar și vânător și am luat de o altă mașină, deci trebuia să iau lui. Și am luat toate mașinile care, asta m-am zis eu, dacă Dumnezeu mă ajută, eu vă pun pe roți. Și de acolo încolo vă descurcați fiecare. Vă mai ajut cu ce pot. 14 mașini. Da? Vă ajut aici, vă țin și acum. Am câțiva care țin la mine până să căsătoresc. Am zis, dacă vreți să mai stați la noi, puteți să mai stați, că casa mare, 6 bedrumuri. Dacă nu, Domnul să vă ajute și vouă, cum o ajuta mie. Da, și apoi am avut anul trecut experiența când aveam o problemă cu reglementarea lui Gabi, ginerile. După aia băieții, unul a făcut doi școală de respiratorii, asistent, altul de nurse, altul așa. Și anul trecut toate le-a împlinit Dumnezeu, am respirat ușor. Ori terminat cu școala, ori luat examenele, sunt, au meserie. De aici încolo i-am spus numai să vă țineți de treabă, pentru că lucră, cu Dumnezeu toate lucrurile merg. Dumnezeu le-a purtat și numai Dumnezeu. Chiar acum vorbeam cu Fabi, că lucrează doi frați și Nora la Thunderbird. Unde nu prea ea, la același spital, la doi frați. Sau rudenii de grad 1, s-au cunoscut chiar. Și a mers Fabi și a început el lucru mai repede acolo. Și când a ajuns Brian să meargă, a depus și el application, dar au zis, nu știu dacă ia, pentru că soția lui lucra acolo și fratele lui. Și a mers la managerul, i-a zis managerul la Fabi, au zis că dacă e Brian bun așa ca pe jumătate, ca și el, ia că face treabă. Așa lucrează Dumnezeu. Pentru că noi de multe ori, nu, zice, mă, noi nu putem, nu, dar ne încredem în Domnul și când ne încredem în El, unii, se rezolve lucruri care... Unii ar fi zis 14 copii, dar ce o să faci cu 14 copii? Cum o să le descurci cu 14 copii? Dar ce o să le dai de mâncare? Da. Dumnezeu și-a păstrat cuvântul Lui și n-a dus lipsa. Și asta le spuneam, nici familia. Mergeam la, în România, când mergeam la ajutor social, ne dădea pentru copii, iar aveam una că era interval de un an și ceva între copii, nici unul, și doi avem într-un an prinși, dar asta, și mergeam acolo, olarule, iar ai baby, iar, măi, dar ce faci tu, cum îi întreții, pentru că eu am numai doi sau alta numai unul și e foarte greu. Păi zic, fă mai mulți, că ai să vezi că o să fie mai ușor. Făceam în glumă și dar nu de, văd cum. În glumă și în serios. Serios, că așa este. Dumnezeu a purtat de grijă. Da, am văzut și în America și în alte locuri oamenii temători de Dumnezeu care au primit copiii ca o binecuvântare. Dumnezeu le-a purtat de grijă și mai greu le-a fost altora cu 2-3 copii decât la alții cu 7 sau 8 sau 10 sau 14 copii. Cred că avem timp de încă de o experiență. O experiență care vă aduceți aminte. Cum a intervenit Dumnezeu în viață, în familie, în biserică, în ce, ce vă vine în minte. Acum asta e... Foarte bună experiență. Eu, după ce mă gândeam eu la copii să măr, să le creez, să învăț construcție, o lucrat, Dumnezeu a lucrat, dar El m-a arătat că poate să-mi dea binecuvântări mari, financiare, dar e destul pentru mine că eu trebuie să vin la biserică să lucrez aici. Și m-am dus la Missouri, am făcut niște bani, am luat niște pământuri, asta dau slavă numai Domnului, să nu creadă cineva că eu mă laud, mă laud cu Domnul. Sau deci, că vrei să te scoți în evidență, nu, am înțeles. Emoții am trecut prin ele, dar mă credeam în Domnul și ca oameni suntem oameni.
Și am reușit și am cumpărat 3 loturi de case într-o zonă de milionari, unde este Titanicul, scos din o parte din el. Spunea acolo că vreo 400 și ceva de piese originale din Titanic. Așa. Era o treime pus acolo, o zonă istorică. Vineau numai turiști și oameni bogați care cumpărau acolo. Și am început să lucrez acolo. Nu aveam cum să mi se aprobe loan construction, numai prin harul lui Dumnezeu. Pentru construcție. Da, numai prin harul lui Dumnezeu. Și am început prima casă și mai aveam 2 loturi și au mers strună toate, aprobat tot, am ajuns la faza finală. Banca a estimat-o să câștig eu 300 de mii. Deci la 700 de mii și eu am băgat 400 de mii. Deci atât am costat. Așa au estimat. Și eu trebuie, deci eu am luat loan și trebuie să iau atâta. Deci să rămână a mei și vă 300 de mii. Și era așa de ușor. Doar să spună Dumnezeu, da, îți vine cumpărătorul și îți cumpără casa. Am ajuns la faza finală și s-au dus toate jos. Economia s-a dus jos. Atunci în 2007, în 2007 în America. Și am rămas cu casa atunci, în fază. Banca a cumpărat-o de la mine, că ei au timp să aștepte să asta și n-au rămas cu datorie nici la bancă, nici la unul care a lucrat acolo la mine, pentru mine, la așa. Ea. Cu lucra subcontractor acolo. N-ați rămas cu datorii, nu, dar nici cu profit. Nu, nici cu profit, nici. Ori, dar mai pierdut din banii mei. Dumnezeu și între ca timp, să scăpați. Mi-a arătat Dumnezeu, de 3 ori m-a vorbit, de 2 ori acolo și o dată aici, că să vin să lucrez la biserică, să mă involv într-o lucrare. Și mă gândeam, eu mai zâmbeam așa în glumă cu ginerile care era acolo, mă zic, la 60 de ani aproape cât aveam, Domnul nu m-a văzut că-s bun pentru lucrare, că de obicei om, noi ne gândim la lucrării de aștia. Da, la predica, la pastorație. Și eu tocmai că mă retrăsesem de la așa ceva, că am văzut că nu e pentru mine asta. Și am am venit aici, încă sculile erau acolo, trocul era acolo și m-am dus la rugăciune. Nu ca să-mi vorbească Domnul iarăși. Și o soră bătrână din România, n-am văzut-o în viața mea niciodată, când s-a terminat rugăciunea, eu am vrut să plec mai repede. Eu s-a servit acolo niște prăjitură, cafea, care o vrut, nu știu ce, și eu m-am dus să mă încalț. Și m-am dus să mă încalț, a venit sora la mine. Măi, zic, când am văzut-o, zic, asta e treabă serioasă. Zice, frate, te-am văzut că și Dumnezeu vrea să te involve într-o lucrare. Și atunci, ce să întreb, cum să întreb? Și mi-a dat Dumnezeu cu ce să întreb. Zic, soră, e lucrare duhovnicească sau pământească? Și zice, pământească. Atunci am înțeles categorii. Atunci zic, gata, trebuie să-mi duc de acolo și trebuie să mă pun la lucru. Și am zis, acum cât dă Dumnezeu putere, tot ce se poate face, ce ăsta trebuie să facem. Nu știu, Dumnezeu știe unde o mai ajunge, dar e mare Dumnezeu. Am avut pentru și... cei care nu știți, acela a fost momentul în care conducerea bisericii, noi ne-am apropiat de fratele Ted, că aveam nevoie să fie angajat aici la, nu numai la clădirea aceasta, la facilitățile noastre, să lucreze la curățenie, la întreținere, administrație, la tot ce e nevoie. Știți ce înseamnă o biserică mare, să fie cineva să aibă grijă de ea. Eu îl consider pe fratele Ted îngrijitorul casei și locului acesteia care a fost dedicat Domnului. Și așa Dumnezeu l-a pregătit pe el. Noi eram într-o oarecare stare de criză în care aveam nevoie de cineva care să iubească biserica, să-L iubească pe Dumnezeu, să vrea să se sacrifice și să lucreze în această capacitate. Și mulțumim lui Dumnezeu. Frate Ted, timpul nostru, după cum văd, a expirat în ziua de azi. Ne bucurăm și vă mulțumim că am reușit totuși să parcurgem câteva faze interesante care scot în evidență modul în care Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu a purtat de grijă familiei dumneavoastră, părinților și fraților și surorilor într-o vreme grea, în perioada regimului comunist, 11 copii la țară, într-un cătun în România. Ați văzut mâna lui Dumnezeu care v-au însoțit și v-au ajutat până ați ajuns adult și v-ați format familii. Ați văzut de asemenea mâna lui Dumnezeu care v-au însoțit la începutul vieții de familie, în armată mai înainte, viața de familie, trecerea frontierei, ajungerea în America. 14 copii, care presupune
jertfă, sacrificiu, necaz, suferință, boală, accidente, toate celelalte. Dar prin toate acestea, ați avut ocazia să vedeți mâna lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu poartă de grijă, nu-l lasă pe om, nu-l abandonează, nu-l părăsește, intervine în ziua necazului și la momente de criză. Și de aceea suntem aici, ca să mărturisim și să spunem altora. Există Dumnezeu, Dumnezeu se implică, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu poartă de grijă, chiar și în necazuri, chiar și în suferințe, chiar și în zile grele. De aceea dorim să vă încurajăm. Oameni buni care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, care nu slujiți lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima, deschideți-vă inima, primiți chemarea lui Dumnezeu pentru pocăință, pentru întoarcere sinceră cu fața înspre Dumnezeu, lepădarea păcatului și intrarea în ascultare de Dumnezeu. Iar pentru cei care îl cunoașteți pe Dumnezeu, care îl iubiți pe Dumnezeu, care slujiți lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă dea puteri noi, să nu vă pierdeți încrederea în Dumnezeu, în orice circunstanță v-ați găsi, în orice moment v-ați găsi în viață, când sunteți în adâncul văii, în întuneric, în situații în care nu vedeți nicio speranță, nu știu în ce situații vă găsiți acum, Dumnezeu poate să intervină și să lucreze. Vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Mulțumim fratelui Ted că a fost împreună cu noi și a căzut de acord să stea de vorbă împreună cu noi. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze slujirea în biserică și să-i binecuvânteze familia. Și vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați fost împreună cu noi și ați avut răbdare să ne ascultați și credem că aceste misiuni sunt o binecuvântare pentru dumneavoastră. Mulțumim echipei Credo, mulțumim fraților noștri care sunt în spatele camerei, fratele Călin Rus, fratele fratele Ene, domnul să-l binecuvânteze, fratele Ene Ionițe, care se plimbă de la o cameră la alta, desculți ca să nu se aude, să nu se audă zgomot în plus în studio. Și pentru toți cei care nu sunt aici în studio, sunt la Chicago sau în România sau la Cluj sau în altă parte, Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să-i răsplătească. Vă mulțumim că ați fost împreună.